Salutare tuturor și bine v regăsi regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Doctorașul, iar în acest videoclip vă voi arăta cele mai bune setări video pentru a vă păstra calitatea video decentă, dar pentru a primi mai multe FPS-uri în joc. Pentru că, Așa cum aparent este șocant pentru unii, în momentul în care apare un nou joc cu un nou motor grafic, cu grafică mult mai bună, cu texturi mult mai calitative, aparent există într-adevăr pentru unii un uh, impact mai puternic asupra performanței grafice și trebuie un pic să lucrăm la niște setări pentru a putea obține un echilibru între calitate și performanță. De la început vreau să vă zic că trebuie să țineți cont de faptul că acest joc este încă în beta cei de la Valve vor lucra în continuare și lucrează activ și trimit foarte multe update-uri care vor rezolva unele dintre problemele pe care le, vom, le voi menționa în acest videoclip, așa că uneori în anumite situații, anumite informații pe care le veți vedea în acest videoclip nu vor mai fi uh, valabile în anumit moment. Pentru că lucrurile evoluează destul de repede. De asemenea, pentru că acest joc este pe Windows, sunt foarte multe configurații de PC-uri de gaming care vor rula acest joc. Prin urmare, dacă anumite setări nu vor avea un efect. În cazul vostru Nu vă supărați pentru că este posibil Ca în cazul altora aceste Modificări de setări să fie chiar Utile și chiar să-i ajute să primească Câteva FPS-uri în plus Așa că luați în acest videoclip informațiile Pe care eu vi le transmit Încercați-le și vedeți ce funcționează La voi și ce nu Dacă este vreo setare pe care eu nu am spus-o Și care la voi a funcționat Lăsați-o în secțiunea de comentarii Ca să ne ajutăm unul pe altul pentru că suntem la început cu acest joc Și putem să, să ne ajutăm chiar foarte, foarte mult, iar dacă vor fi foarte multe setări care, pe care nu le-am introdus în acest videoclip, voi face un videoclip de update, așa că nu uitați, abonați-vă pentru a primi videoclipurile următoare și a în momentul în care mai aplaudez. De asemenea, dacă vă place videoclipul, nu uitați, apăsați pe butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Avem două categorii de setări pe care uh, le vom face. 1. Prima categorie se aplică tuturor, iar a doua categorie se aplică numai celor care au plăci video de la Nvidia, pentru că vom lucra foarte mult în softul de la Nvidia. Dar, pentru toată lumea, intrăm în joc, mergem frumos la setări și avem, în primul rând, setările video. Aici trebuie să selectăm widescreen sau 4x3, în funcție de cum vreți voi să jucați. Important este că, pentru FPS-uri maxime pe care le puteți stoarce din placa voastră video trebuie să aveți rezoluția nativă. Nu jucați pe rezoluții custom pentru că nu va merge la fel de bine cel puțin momentan. Așa că, de exemplu, dacă aveți un monitor Full HD, mergeți pe rezoluția 1920 cu 1080 pentru widescreen sau echivalentul pentru 4x3. Voi face un videoclip separat, așa că fiți cu ochii în 4 pe canal, despre cum puteți să jucați acest joc în 4x3 stretch cu calitate vizuală bună. Display mode nu trebuie să fie window, trebuie să fie full screen, dar eu lucrez pe window pentru că înregistrez în același timp, dar display full screen, refresh rate Maximul pe care vi-l oferă monitorul vostru, monitorul meu are 144 de Hz, prin urmare voi seta 144 de Hz și dacă vă jucați de pe un laptop, atunci laptop power savings disable. Bineînțeles, dacă sunteți pe un PC, nu aveți treabă cu așa ceva, oricum nu puteți să schimbați. Cert este că, bineînțeles că dacă lucrați pe un laptop și jucați așa joc, dacă deselectați și dezafectați această opțiune, se va consuma bateria mult mai repede. Așa că nu cred că mai e cazul să vă zic, jucați-vă pe un laptop când sunteți conectați la priză. Bun, mai departe trecem în Advanced Video, iar aici CS2 are o chestie foarte mișto în care puteți să vedeți efectele modificărilor grafice în timp real, atât într-o imagine de ansamblu, cât și în anumite zone care vă interesează. De exemplu, ne interesează zona aceasta și putem să dăm zoom cât vrem, pentru că avem omul care trimite mai departe o umbră asupra mediului și de asemenea ne interesează partea de fum emanată de către acest foc și partea de particule. Și veți înțelege exact de ce. Pentru că sunt câteva lucruri, câteva modificări pe care le vom face, care vor fi chiar foarte importante și chiar vă vor da un avantaj competitiv în timpul jocului. Boost Player Contrast tot timpul enabled. Dacă deza dezafectați această opțiune, nu veți mai vedea la fel de bine caracterele care au și skinuri de agenți și în plus nu veți obține foarte multe FPS-uri în plus. Wait for uh, wait for vertical sync, eu recomand să fie disabled. Deși anumiți oameni, anumiți user pe Reddit Au menționat că în anumite condiții uh, v ul Enabled ar ajuta Nu neapărat la creșterea Numărului de FPS Ci la păstrarea unui FPS Unui număr de uh, FPS constant Încercați, vedeți cum este Recomandarea mea este Ca dacă aveți o placă video cât de cât uh, Decentă, eu am un GTX 1660 Super Deci nu este o placă Deloc performantă Dar este o placă ok să țineți pe disabled. Mai departe mergem la individual preset values. Începem cu MSA-ul, Multisampling Anti-Aliasing Mode, care este 4x MSA. Aveți opțiunea de NAN, CMA2, 2x, 4x și 8x MSA. Recomandarea mea este să mergeți pe 4x MSA. Nu are niciun sens și nu obțineți un beneficiu major la 8x MSA. Dacă vedeți totuși că... Aveți nevoie de mai multe FPS-uri, puteți să încercați să mergeți pe 2X, în niciun caz să nu dezafectați această opțiune, să nu o dezactivați, de fapt, pentru că jocul se va vedea foarte, foarte rău. Și asta se vede aici la cablu. Vedeți cum arată cablul? acesta? pare cât de cât continuu și circular, așa. Adică nu se vede ca și când ar fi făcut din pixel. Hai să dăm și mai mult zoom, vedeți? Dacă punem... MSI-ul pe 0, vedeți că deja are zimți aici. Trebuie să setați pe YouTube 1080p rezoluția ca să vedeți exact, dar sunt niște zimți și nu se vede foarte bine absolut deloc. La fel putem să mergem aici, la fel se văd niște zimți pe care dacă setăm MSI-ul pe 4x, deja nu se mai vede și nu avem afectarea extraordinară a performanței jocului. Prin urmare, putem să lăsăm pe 4X, puteți încerca 2X dacă aveți chiar plăci video slabe. Global Shadow Quality este foarte important în CS2, deși în Counter-Strike Global Offensive nu era la fel de important, caracterele în CS2 emană umbre sau au niște umbre foarte pronunțate care vă pot da indicii despre locul în care se află un jucător. Prin urmare, Asta este o opțiune pe care trebuie să o lăsați pe high. Nu vă jucați pe ea dacă chiar aveți niște PC-uri foarte slabe, atunci puteți să mergeți pe medium, dar în niciun caz pe low. Da, Pentru că ne, va, ne ajută foarte mult să aflăm exact unde este, uh, unde este caracterul. Model, texture, detail. Ei bine, aici putem să mergem ori pe medium, ori pe high, în funcție de cum. Uh, cum, cum vă merge VOPC-ul, nu are un efect foarte puternic asupra performanței, așa că eu am ales să las pe high, dar la fel, dacă voi aveți niște plăci video foarte slabe sau niște procesoare foarte slabe, pentru că știm că ce se Counter-Strike-ul merge foarte mult și pe puterea de procesare a procesorului, atunci mergeți pe medium. Shader detail și particle detail putem să le setăm pe low, dacă vreți voi să vă vedeți skinurile mai frumoase, atunci puteți să mergeți pe shader detail pe high, dar asta doar dacă vă ține placa video și sunteți dispus să sacrificați niște FPS-uri pentru uh, niște pixel mai frumoși pentru skinuri. Dar foarte, foarte important, poate la fel de important sau chiar mai important decât Global Shadow Quality este Particle Detail, pe care de data aceasta nu trebuie să o, să o punem sus la very high, ci jos la low, cât mai low, pentru că Acum ne uităm la fumul pe care le emană acest uh, foc, prin urmare fumul pe care le emană uh, incendiere grenade și molotovul. Dacă punem Particle Detail pe Very High, vedeți cum arată? Se vede mult mai detaliat focul, apare mult mai puternic, focul, fumul este mai gros și nu vedem la fel de bine ce este în spate. Dar dacă mergem pe Particle Detail pe Low, uitați-vă un pic la fum cum arată focul este doar un pic mai jos și se vede mult mai mult prin prin fum. Nu este foarte vizibil, dar este un pic de avantaj competitiv față de cei care vor avea toate setările pe high, de exemplu. Ambient occlusion-ul afectează numai uh, uh, umbrele castate de către obiecte, prin urmare puteți să îl lăsați la Medium sau chiar puteți să mergeți pe Disabled, dar din punctul meu de vedere, uitați-vă un pic, uitați-vă la caracter, da? Uitați-vă cum arată fă, uh, cu Ambient Occlusion Disabled și uitați-vă cum arată pe Medium. Oferă un pic de avantaj competițional, dar nici măcar la jumătate față de cum, uh, cum oferă avantaj Global Shadow Quality, așa că dacă aveți de ales între cele două, Global Shadow Quality pe High și puteți seta pe Medium uh, Ambient Occlusional. High Dynamic Range, dacă aveți această opțiune, puteți să o selectați pe Quality. Avem și opțiunea Performance, pe care unii o, re o recomandă, numai că avem două probleme cu High Dynamic Range pe Performance. În primul rând, apare la foarte multă lume un anumit flickering, o desincronizare între... Cadrele pe care le vedeți pe ecran și vedeți un pic ca o linie așa uh, orizontală care merge pe ecran, mai ales în momentul în care aveți mișcări foarte bruște uh, ale jucătorului, ale caracterului. Și în al doilea rând, o, uh, performanța obținută, busul de performanță este minim și nu cred că merită din punctul meu de vedere. Așa că din recomandarea mea este să mergeți pe High Dynamic Range pe Quality. Uh, mai departe avem ultimele două setări care sunt foarte importante. Fidelity FX Super Resolution, care în mod normal ar trebui să ajute, uh, va trebui să fie pe disable, adică highest quality. Uh, e o problemă aici pentru că este destul de instabil momentan în CS2 și oferă un input lag mare. Așa că dacă simțiți că aveți un input lag mare și nu reușiți să rezolvați cu niciun fel de comandă, comenzi pe care vi le voi arăta la finalul acestui videoclip, Uh, atunci mergeți la Fidelity FX Super Resolution și setați-o pe Quality. Nu Ultra Quality, ci Quality. Deci ori mergem pe Quality, ori mergem pe Disabled Highest Quality. Diferența dintre Ultra Quality și Highest Quality este insesizabilă. Bun. Iar la Nvidia Reflex Low Latency, ceea ce ar trebui să fie ok, aparent produce niște probleme. Uh, eu recomand să fie Enabled. Vedeți cum vă merge, dacă vă merge bine, Perfect. Dacă nu vă merge bine, atunci ai dați disable. Sunt unii care au zis că dacă dăm disable la această opțiune, ar merge un pic mai bine jocul. Din punctul meu de vedere eu nu am văzut întâmplându-se acest lucru și prin urmare nu pot să vă recomand cel puțin pentru configurația mea de PC. Bun dacă aveți placă video de la AMD, aici se oprește tutorialul, mergeți mai departe către a treia categorie și anume niște comenzi pe care le avem uh, pentru consolă ca să vă ajute să meargă un pic mai fluent jocul. Dar dacă aveți plăci de la Nvidia, atunci continuăm pentru că avem niște setări pe care le putem uh, modifica din Nvidia Control Panel. Pentru asta mergem frumos pe desktop, mergem mai apoi click dreapta și Nvidia Control Panel. Așteptăm până se deschide, mergem la Adjust image settings with preview, click pe Use advanced 3D image settings, apoi take me there. Ne va duce către Manage 3D settings, unde vom face câteva modificări. Vom face modificările pe care le aveți acum pe ecran: Image scaling off, ambient occlusion off, anisotropic filtering application controlled, FXAA și gamma correction off. Aici la Anti-Aliasing Gamma Correction unii se recomandă să fie on, alții recomandă să fie off. Eu îl țin pe off. Anti-Aliasing Mode Application Controlled Transparency Off Background Application Max Frame Rate Off CUDA GPUs toate, să folosească toate CUDA core Low Latency Mode Off Unii recomandă să fie on, eu îl țin pe, pe off sau pe ON. Hai să-l să pun pe ON acum. Max frame rate off, monitor technology G-Sync compatible în funcție de cum, cum aveți voi monitorul. Uh, Multiframe sampled AA, adică MFAA, un, fel, un alt fel de anti-aliasing off. Power management, Optimal Power respectiv, prefer maximum performance în funcție de cum vreți voi. Eu sunt pe Optimal Power pentru că am un power plan care mă ajută și sunt pe PC. Preferred Refresh Rate Highest Available, Shader Cache Size, modificația aici din Disabled în 10 GB. Ajută foarte, foarte mult pentru că avem mai mult loc pentru a, a pre-încărca uh, pre shaderele. Texture Filtering anizotropic Off, uh, Negative Load Allow, Filtering Quality High Performance, putem să mergem pe quality, la fel de bine, asta în funcție de cum cum vă afectează pe, pe voi la nivel de performanțe, între uh, high performance și quality. Eu o să setez pe quality, dar asta pentru că mă ajută placa uh, placa video. Sau mergem pe, pe high performance fără niciun fel de problemă. Bun. Texture filtering on. Threaded Optimization, Auto, Triple Buffering, Off, Vertical Sync, Off. Bun. Jos în colț, Apply. Bun. Și în ultimul rând ne întoarcem în joc. Da, astea sunt. De preferat ar fi să închidem jocul și apoi să-l redeschidem. Și apoi ajungem la categoria a treia care interesează pe toată lumea, nu numai pe, pe cei care au plăci video, video de la Nvidia. Și anume trei comenzi care ne ajută să facem jocul să se simtă un pic mai fluent pentru că aparent există niște probleme. Probabil ați auzit deja de aceste comenzi. Eu vi le zic oricum, sunt kl underscore update rate 128. Apoi avem kl underscore interp underscore ratio 1 și nu în ultimul rând avem câ underscore interp 0. 015625. Asta este setarea pentru cei care au conexiuni de internet stabile. Dacă știți că aveți o conexiune de internet care nu este foarte stabilă, sunteți pe Wi-Fi, destul de departe de internet sau dacă nu aveți un internet foarte puternic, atunci folosiți valoarea următoare: 0.03125. Aceasta este valoarea pe care o folosiți dacă aveți dacă aveți conexiune la internet mai puțin stabilă, mai instabilă toate aceste trei comenzi le găsiți în descriere, la fel ca toate informațiile de care aveți de voi și pe care vi le-am prezentat în acest videoclip. Bun, dacă veți folosi aceste setări, este posibil să primiți mai multe FPS-uri și nu, mai, nu numai că veți primi mai multe FPS-uri, ci veți avea și niște FPS-uri mai constante, adică nu veți avea drop-uri la fel de mare, la fel de mari de FPS-uri, deși vor exista momente în care veți avea lag în continuare, pentru că nu este nicio setare care să ajute la a scăpa complet de lag, cel puțin nu momentan, vor urma probabil update-uri din partea Valve care vor adresa și acest lucru. Dragii mei, sper că v-a plăcut videoclipul acesta, a fost un videoclip mai lung în care am vorbit foarte mult, dar în care cred eu că v-am dat niște informații utile. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să lăsați un like, mă ajută foarte, foarte mult. Lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii dacă v-a ajutat acest videoclip, câte FPS-uri aveți în CS2 în momentul de față și cu ce configurație de PC și, și, bineînțeles, dacă aveți alte sfaturi pentru mine și pentru cei care se uită la acest videoclip cu setări sau cu comenzi care să ajute la o mai bună experiență în acest joc momentan. Eu am fost Cosmin, a.k.a. Doctorașul, Până la un nou videoclip, rămâneți cu bine! Salutare!